pus. Nu știu. Alegeți. M-am pus. Bă, mi-ai rupt pantaloni. Unde ai pus? Cât de tare. Uite unde a pus. Se pot coase. Da, se văd. Bine, nu, te se coși. Să văd. Ai care este? Bă, frate, dă-le-n p***. Bă, dă-le-n p***. Hai, mă, nu te supăra, că ți iau alții. Nu, bine, bă, frate, nu-i vorba de asta, bă, dar... Nu te juca vere așa cu pantalonii, mâncați-aș gura ta, au fost 405 de lei, să mor dacă îți nu. Îți iau eu, dar serios. Nu-i vorba de luat, mie... Bă, trei, mă. Ce-ai? Sunt niște pantaloni, băga mea. Armando, lasă-l, că e beat. Mă, dă-l, mă, spanac, sunt niște pantaloni, băga mea. Haide, haide! Te-ai supărat pe mine? Nu m-a supărat, Vere, dar mai... Nu m-a supărat, nu m-a supărat, mă, doar să-i redai, să le dai la careva să-i coase. Da, o să-i dau, dar să cumpăr eu alții. Nu trebuie să-mi cumpere alții, nu. Să-și cumpăr alții, dacă te-și mergi cu niște pantaloni. Nu-i vorba de asta. Ce căutai în pantalonii lui Mircea? Voiam să mă îmbrac de petrecere și i-am găsit acolo și i-am luat. Dar noi ne împrumutăm la haine, cel puțin cu ceilalți băieți ne împrumutăm. Ne împrumutăm. E totul bine, nu s-a întâmplat. Avea el o stare mai nașpa. Da? De ce aveai o stare nașpa, Mircea? Că vreau să plec acasă, da. Și asta te-a făcut să suferi atât de mult, da, pentru acei pantaloni? Da, erau pantalonii mei preferați. Sunt pantalonii mei norocoși. Au fost. Acum s-a dus, poate mi s-a dus norocul. Te-ai apucat să coși pantalonii? Păi, o să fie tot ok. O să-i coși, să-i cumpărați, nu cred că e o problemă. Păi da, sunt pantalonii norocoși, noi înțeleg. Dacă sunt pantalonii norocoși, o să-i coși. Păi... Albă. Păi trebuie să-i coși. Uite, dacă, de exemplu, dacă pleacă Mircea mâine acasă, cum faci cu pantalonii? Îi lași aici să-i coasă Armando sau e acasă așa? Nu, nici. Lasă amintire. Se rezolvă. Am discutat chestia asta într-una seară, totul bine. De ce sunt pantalonii tăi norocoși? Nu știu că... m-am distrat foarte mult în ei, poate. De asta. Mm-hmm. Vezi, Narcisa, motive de ceartă între băieți? Am văzut niciodată. Și da, mi-a zis acum, Ionuț, că dacă sunt norocoși, nu se spală niciodată. Aoleu, vreau să-mi imaginez așa ceva. Da. Păi, ce să zic, v-ați distrat, v-ați certat? Da, se întâmplă. Armand, vreau să știu dacă îi cumperi pantalon băiatului sau nu. Clar că o să-i cumperi. Da? Dacă m-ai găsit. Ești mulțumit, în păcat? Dar noi, nu se punea problema, noi. Repet, a fost, l-am discutat după și a spus că avea altele pe cap și a răbunit atunci, dar nu. Între prieteni nu cred că există așa ceva. Ca să o imit pe Cătălina cum mă imita pe mine, deci gen să mă imit pe mine. Antra, Armando, voi cum mai sunteți? Bine. Da? Sunteți bine? Da. Toate lucrurile decurg bine în viața voastră, în cuplul vostru? Nimic nou, nimic? Totul frumos. Armando, ai făcut totul cum trebuie? Ai mai avut scăpări? Nu? Antra, tu? Eu? Te-ai mai contrazis cu el? Ai mai surprins prin vreo afirmație de-a ta? Vreau să știu că totul e bine. Cred că suntem ok. Vorbim mereu, discutăm orice. Da? Da. Biblia ați mai citit-o? Da. Da? Chiar din dimineață. Unde ați ajuns? La Eclesiastrul. E ceva super interesant. Mi-a plăcut. Ați luat-o în ordine sau deschideți Biblia? De la Proverbe, nu. Am luat-o de la Proverbe. Aha. Și următorul capitol era... Bine. Și cine a indus femeia în păcat? Da, n-am trecut pe acolo. N-ai ajuns, nu? Nu, acum suntem la împăratul Egiptului. Din Egipt. Da. Rămân tot cu voi. Cum decurge Armando relația voastră din punctul de vedere? E bine? Da, e acum foarte serios, bine. Acum serios, vorbim foarte serios. Serios, ne înțelegem foarte bine. Devine relația voastră mai puternică? Din ce în ce mai puternică și din zi în zi e mult mai frumos. Ai mai descoperit ceva nou la Andra? În fiecare zi. Da? Da. Uimește-mă. În fiecare zi descoper că e mult mai înțeleaptă, mult mai bună. Nu știu, se mai lua prin surprindere cu întrebarea asta. Le spun ei de fiecare dată. Andra, tu ce ai mai descoperit nou la Armando?
Îmi place să... Adică îmi dau seama că tot ceea ce știu despre el până acum nu e poate nici 1% din ceea ce e el și tot timpul las să mă surprindă cu chestii noi. Uite, nu știu. Cred că același lucru. Îmi dau seama că el vede lucrurile altfel decât le văd eu și de asta îl las câteodată să mi le explice. Mm-hmm. Și mă interesează foarte mult punctul lui de vedere ca să înțeleg și cum vede lucrurile și cum gândește. Și tu faci același lucru cu el? Îi explici cum vezi tu lucrurile și cum gândești tu? Cred că cel mai mult. Da. Are în continuare Andra o altă viziune, altfel, vede lucrurile, e în continuare altfel, așa cum mi s-a prezentat ea nouă tuturor la început? Nu. Eu persoană diferită, dar dacă stai să o cunoști, are doar lucruri bune și frumoase de spus. Mm-hmm. Sper să vă meargă bine în continuare. Îmi doresc foarte tare asta pentru voi. Da.